Rușii au atacat azi noapte cu drone al doilea oraș ca mărime din Ucraina, Harkov. Autoritățile ucrainene declară că au fost lovite ținte civile. Una dintre clădirile bombardate a luat foc, iar pompierii s-au luptat cu flăcările ore întregi. Deocamdată nu se știe numărul de victime. Alarma antiaeriană a răsunat în zona Harkov timp de o oră și jumătate, imediat după miezul nopții. Rușii au trimis drone și într-o localitate din apropierea orașului, unde câteva case au fost distruse parțial.